Așa. Bun, apropo, știi la ce? Vorbeam cu prietenii, Florine, știi? Și mă gândeam, bine, până în accidentare mă gândeam. Zic, băi, dacă, chiar vorbeam, zic, dacă l-avea FCSB-ul și pe Rahmani, dădeau lovitura. Da. Chiar a fost o situație destul de interesantă cu Rahmani. Noi am fost... am fost să-l vedem pe Rahmani la Cluj. Ah, habar n-aveam. Voi, da, cine da. Voi, FCSB-ul? Nu, eu și cu partenerul meu, cu Leonid, am fost să-l vedem. Deci, și... pe, bine, bă, da, așa. Da, da, da. Și a făcut un meci foarte prost. Vezi de asta, adică, mergi să vezi un jucător, l-am văzut, l-am urmărit, urmăream de ce... Ah, deci putea să ajungă la Steaua? Era posibil, dacă probabil făcea un meci foarte bun la Cluj, probabil... Vorbeai cu domnul Becali, probabil. Da, uite, a făcut un meci de asta, adică poți să mergi odată și să dai chis cu un jucător. Asta trebuie urmărit foarte, foarte atent. Un meci, două ce, meci... Ce chestie, n-am studiat asta. Deci existau șanse, dacă juca bine atunci, să joace la Steaua? Nu știu dacă exista șanse să joace la Steaua. La FCSB, pardon. Cu siguranță, dacă era, făcea un meci bun, am fost să-l vedem pe Cărnici, Cărnici s-a accidentat chiar înaintea meciului, parcă. Uh-huh. Și știam că și cei de la CFR sunt interesați de Cărnici. Știu că meciul ăla nu a jucat, a fost accidentat și ne-am uitat la Rahmani. Rahmani și, da, din păcate sau nu știu, din fericire pentru Rapid, probabil a făcut un meci prost. Și a rămas așa în stand-by și după aia am văzut la Rapid. Un jucător foarte bun. Nu ne-a plăcut, chiar ne-a plăcut, ne-am uitat mult, dar am să-l vedem un meci live. Și n-a jucat, n-a fost în formă. N-a jucat, da. Aha. Dar a fost când au jucat CFR-ul în cupele europene, da. Nu? Da, 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 când au da. Marian Copilu a vrut să-l ia, dar n-a avut bani pentru petrol. Primul care a vrut să-l ia, Marian Copilu. Da, da, am înțeles, deci da, e clar. Chiar am vorbit cu Marian, chiar știu exact, da, da, exact. Da. Deci Florin, e clar că dacă ți se părea interesat Rahmani, mă gândesc că îl propuneai domnului Becali, nu? Mi s-a părut, noi l-am urmărit de 2-3 luni înainte, l-am fost urmărit pe Rahmani. Și am vrut să-l vedem live. Da, mie mi se pare foarte... Vrem să vezi un jucător live. E o diferență destul de mare între ce vezi pe un meci. Dar Florin, dar nu poți să etichetezi un jucător după un meci slab. Trebuie să-l vezi mai multe. Da, dar probabil știi cum e. A rămas jucător în stand-by. Mi s-a părut live, mi s-a părut... Na. Da. Nu te-ai impresionat, ca să nu mai lungim prea mult. Nu, și mă gândesc că după aia nu l-ați mai monitorizat, fiind foarte mulți jucători. Da, da, da. Da. Ce trebuie să mai ne uităm, să mai mergem la 2-3 meciuri. Norocul Rapidului, a? Nu poți să-i acoperi, nu poți să-i prinzi. Normal. Dar a fost un jucător care l-am urmărit foarte mult și am și discutat cu conducerea clubului. Și chiar ei ne-au zis că ce fel interesat de Cărnici. Și am crezut că doar e așa, aruncat. Și uitați-vă. Am înțeles. Da, adică l-ai fi văzut la FCSB pe Rahmani, sănătos? Nu știu, trebuia să se acomodeze. E un jucător foarte interesant, mie îmi place mult. În momentul de față e un jucător care face diferența în campionatul României. Și nu am crezut, nu puteam să-mi dau seama de nivelul campionatului. Nu. Știi, Florin, norocul Rapidului, cum să zicem. Da. 100%. Da, ce chestie. Păcate s-a accidentat. Ei, normal, la toți ne... Ce chestie, deci Rahmani era o șansă să ajungă înainte la FCSB, înainte de Rapidă? Era foarte posibil. Ce chestie, incredibil. Dar vezi, l-a văzut, nu l-a convins. Știi cum e, nu l-a mai urmărit, pentru că Florin are dreptate. E foarte greu să urmărești, mai ales că înțeleg că tu te duci mereu să-i vezi la meciuri live. Nu, am, nu fost te... trei persoane la Cluj să-l vedem. Toți trei am zis, avea ceva, dar trebuie văzut, n-am crezut că așa rapid să ajungă să plece. Da. Tânăr, asta, dar când vezi un jucător, nu te uiți după ce îți trimite 5-10 minute. Normal, de te duci să-l vezi. Meci, trebuie să vezi meci întreg, pentru că acolo vezi și bunele și rele. Da, aici... exact. Trebuie să-l vezi 2-3 meciuri live și timpul a fost destul de scurt după ce meciul a trecut puțin timp și a plecat. Da. Arsene Wenger la Arsenal avea 125 de scoutări. Deci pe 5 nivele. Pe 5 nivele. El era ultimul, da? Primul nivel era 125. 125 de scoutări? De scoutări. Cam la nivelul. Deci pe 5 nivele. Primul nivel era să duceau în Africa de Sud, în țările arabe. Al doilea nivel erau din cadrul clubului care propuneau jucători. Al treilea era din cadrul academiei, al patrulea era unul din secunzii lui și el era ultimul, Arsene Wenger, care dădea, îl chema jucătorul. Da,
în baza de pregătire al lui Arsenal și îl vedea în antrenamente și meciuri amicale acelor jucători. Așa, nu cred, ăsta, 125 asta, de scouturi? Asta este... Florine, 125 de scouturi? Păi da, Arsenal atunci, pe vremea lui Arsene Wenger, vendea cel mai bine și aducea cei mai buni jucători. Da, cei mai buni jucători, da. Eu știu, tot așa club, nu, extraordinar mare club cu 30 de scouturi. Cine? Ce club? Un club din Portugal, nu vreau să dau numele, că... Deci Portugal, zicem ce Premier League. Păi și ce e secret? Ce caut 30 de scouturi? Ce e secret? Aduc foarte mulți brazilieni portugali. Da. Monitorizează Sud-America foarte, da. Și au 30... Bine, bănuiesc că e Sporting sau... Sporting sau Port. Benfica, Sporting. Nu vreau să dau numele. Am înțeles. Și câți au? 30? 30 de scouturi plus 3 chef scouturi. Și tu câți colegi ai în echipa ta? 3. 4, 5. Da, deci tu mai ai... Noi cu toți suntem vreo 5. Deci cu toți este 5. Da. Vrei să spun ceva? Nu erau nici 5, să știi, pentru România. Nu, undeva la 10. Dacă aș putea să-mi fac o echipă de 10 scouteri... Ai putea să... Florin, aduți și oameni care au jucat fotbal lângă tine. Pentru că ei văd, simt, 3, știu, 3, își dau 3, seama. 3 ani doar fost jucători și acum vreau să aduc un jucător. Pentru că nu-i poate păi și e poți să ne spui cu cine lucrezi sau e secret? Nu vreau să vorbesc despre... Că-s poți fotbaliști, de ce? Bine, ok, nu-i un problem. Nu, dar... Răzvan Tincu o să fie următorul care o să lucreze la mine. Răzvan Tincu, fundașul central. Răzvan Tincu. Fundașul central. Tincu, de la Iași. Da? A, unul din trei? Unul din trei cine va fi? Răzvan Tincu. Aha, am înțeles. Da, interesant. Vreau să lucrez pe... Deci dacă iau ce a fost fundat central, vreau să se ocupe de o scouting pentru ce înseamnă defensiv. Așa. Vreau să pun pe Tincu să se uite la atacanți. Adică stai ca să înțeleg, vrei să te structurezi în așa fel încât... Adică povestește-ne puțin care e viziunea ta, că e interesant. Dacă o să fie la mine în agenție un fundaș central, o să urmărească doar fundaș central, fundaș lateral, zona de apărare, defensiv. Așa. Dacă e atacant? Dacă e atacant, o să urmărească zona de atac. Am înțeles. Da, deci practic vei structura totul profesionist, foarte clar, nu? Așa încerc, da. Și pentru antrenori aduți unul cu licență pro. Da. Adică pe Vivi Răchită. Nu plec de la tine. Nu, lasă-mă că stau bine la Ploiești, mă duc în Delta. Da. Stai bine acolo, da. Da, stai bine. Apropo, Florin, spune un lucru. Am observat o chestiune. Am observat că nu te duci la jucători de, nu știu, 1, 2, 3 milioane de euro. De ce? Adică am văzut și ce a spus domnul Becali și ce ai spus tu mereu, domne, 200, 300, maxim 500 de mii de euro, cum ai zis și de atacantul ăsta, care o să-l aduceți probabil în iarnă. De ce, de exemplu, nu te duci să iei? Că eu sunt convins că este și jucător la 2 milioane care sunt superiori. Nu știu, zic și eu. E greu să riști în momentul de față. Probabil dacă ai jucat în Champions League, în Europa League, să... ajuns la nivelul ăla, ai putea să aduci și jucători de alt nivel. Greu să vii să aduci un jucător, pentru că poți să aduci un jucător. Clar, nivelul jucătorului de 2 milioane e nivelul bun. N-ai cum să aduci un jucător de 2-3 milioane să fie slab. Uh-huh. Adică în Africa de Sud ai văzut jucători la 1,5 milioane, 2 sau nu? Sunt. Acum, sunt jucători care, uite, de exemplu, e o chestie foarte interesantă în Africa. Ei plătesc foarte mari salarii la jucători trecuți de 30 de ani. Mm-hmm. Și n-ai de ce să-l aduci un jucător de 30 ceva de ani în România. Asta mi se pare un pic și probabil ăsta e un avantaj pentru noi. E un jucător de 20 ceva de ani, n-au un salariu foarte bun. Mm-hmm. Și tu poți profita de chestia asta. Dacă îi dai un salariu bun în România, în Europa, poți să-l aduci mai ușor decât să ține ei. Dacă aduc un jucător din internațional, ei aduc un jucător de 30, 28, 30, 32 de ani. Am înțeles. Păi da, dar asta ar trebui pe noi să ne avantajeze, politica asta lor. Da, asta zic. Sunt jucători care cer, să zic, 2 milioane pe ei, dar probabil nu ții un avantaj ție să-l aduci. E un jucător de valoare, e un jucător trecut de 30 de ani și atunci n-ai de ce să dai 2 milioane să-l aduci în România. E bine, dai 20, 500 de mii, când jucători sunt. Adică, da, ai văzut și jucători de 1,5 milioane buni? Da, sunt. Adică dacă ar fi, există și jucători care măruiesc că sunt superiori ca valoare, nu? Cu siguranță, jucătorul la 30 de ani, 1,5 milioane, poate fi foarte interesant pentru campionatul României. Dar dacă îl aduci să te bați la campionat și la Europa, nu să revinzi. Uh-huh.
Uh-huh.